mă, frate. Am văzut, da. Uite și dumneata în ce hal a ajuns blocul nostru. Da. Poftim. Ce vorbești, doamne? Ce vorbești? Eu sunt tati, geta, mie mi-e și rușine să mai scos tami cum vrei pe aici. Eu și evit asta să vadă la mic desenele astea obscene. Nu știu dacă ați observat că eu ies pe la tanța, pe geam, pe la ea. Nu se poate așa ceva, doamne. Uite, nu iese brâna pipidii, nu iese nici măcar cu detergentul ăla nou acum și parfumat, dar îl face reclamă la televizor. Ăla care tot fac și ăla. Ce-a luat? Dacă din fața blocului la pagubă. N-ajunge că ne-a făcut un punct de desene, uite, cu caricatorul Ciuculete ăsta, acum a mai fi influera pagubă, ne-a făcut de râs în tot cartierul, ne-a făcut de râs. Ce mi-a făcut de râs, domne? Că tot o iei, ții partea. Ce tu ne ascunde? Că mie nu mi-ajung 10 degete să mă ascund după degete. Ce vorbești? Domnul administrator Ciuculete, că dai și scrie aici, ia uite ce scrie. Administratorul Ciuculete-i dă vina. Păi la așa administrator te mai mir că îi pune oamenii caricatura pe bloc? Nu, pune dumneata. Domnul Pipiri. Dar blocul nostru a ajuns o caricatură. Bravo, bravo. Auziți, bă, fraților, dacă nu îi spune eu vreo două de la obraz lui domnul administrator ăsta... Ia numai bin. Puțin. Ai dumneata curaj? Ia numai puțin. Da. Poți să vă fac o observație așa? Ia. Acum, dacă tu spui, vezi că dumneata, că noi nu suntem în conflict, da? Deci domnul administrator Ciuculete a spus? Care domn? În coate goale. Ce vorbești, dumneata? Dar dumneata ai văzut că nici hainele nu știe să le poarte și mi-e rușine, domne, să-i spun. Auzi, domnule Pidi, ce haine? Hainele alea de măscărici? Tu n-ai văzut cu cravata aia verde de brotac? Da. Aia, fiți atenți, că e mai frumos în caricatură decât în realitate. Ce bravo, domne! Are dreptate, domne! Ce să-ți mai... Vai, deci... Ia, că vine! Ia uite, uite măscărici! Vine brotacul! Ia uite-l, domnul! Ce faci, vrei? Care-ți sota blocul nostru? Ce? Care-ți bați joc de blocul nostru? Ce? Ai surzit? Poftim! Ce? Respect, poftim! Bună ziua! O doamnă! O doamnă? Da! Iar mă bârfiți neprincipial în afara ședinței asociației? Când vreau să vă convoc la ședință, nu veniți! Acum stați și bârfiți! Ia să scot eu tabelul cu întreținere! Ia să vedem noi! Da. Oh, e, stai și mi-am adus aminte! Auzi, coană, Geta, doamnă, nu pot să spun. Auzi, de când te tutuiești dumneata cu mine? Că eu nu mă tutuiesc cu dumneata. Dacă vrei să știi că nu numai că te tutuiesc, dar dacă vreau îți spun și mă, și bă, și bre, și nea. Uite așa, pentru că nu mai ai un pic de respect. Aia e. Nu mai am un pic de respect? Nu mai avem noi respect, că n-ai prestanță, mă. Eu? Da. Auzi, coană, Geta, uite aici. Să nu-mi pleznesc mie ceva acum. Nu-ți pleznește. Las că nu-ți pleznește nimica. Toată ziua îți pleznește. Da, așa vorbiți cu mine? Eu care țin blocul acesta în spate aici? Ce spun eu, administrator? Dacă tot ai obosit, mai lasă blocul ăla în spate. Da? Ce vorbești, domnul Popică? Vorbești cu mine care eu mă zbat pentru binele blocului? Îl vezi? Îl vezi ce se inflamează? Uite ce se inflamează. Puțin de linii, să vezi cum lămâne. Ce tot dai de te zbat, te zbat, dai, fac ce te-ai că n-ai niciun pic de prestanță. Da, n-ai niciun pic de prestanță? Auziți, domnul administrator, te-ai uitat în oglinda noastră, domnul? De ce, domnul? Nu vezi cum ești îmbrăcat ca un măscăriș cu hainele astea? Băi, oameni buni, v-am spus că îmi plezesc și ceva, mă, eu treceam liniștit pe aceea și... Ce aveți, mă, este ceva în atmosferă și nu știu eu, mă? Hai, domn! Băi, de când vă spun să mări și mie salariul? A zis, nu, că îl mărește în fiecare an și așa mai departe. De unde, cu ce vreți să mă îmbrac, mă? Cu vreun Versace, cu vreun Armani, din banii care mi-i dați, băi? Asta vreți? Eu sunt administrator, bă, nu manichin, ca să știți. Auzi, măi, dar ia stați așa, dar la ce asociații sunt administratori Versace cu armeanul ăștia? Ce contează, ori fi important, e că ăștia are prestanță, ei are. Vorbești de prestanță, vrei să dăm aici să un adevăr, deși ești de față, dumneata? Eu spun așa, l-ați văzut, bă, domnul Crețu de la M50, cum și-o ține în blugi? Vorbesc de prestanță, doamnă! Ați văzut săracul, poartă și el blugi și geacă, da! Dar cum le poartă? Păi cum? Păi știe să le poarte. E vorba de prestanță aici. E vorba de prestanță și eu cum vreți, mă, să port pantalonii? Mă rog, nu sunt bluși, dar ce au, mă, pantalonii ăștia? Îi port pădus cu fața la spate, deschiderea la șliț. Riați sunt. Vă rog frumos, puțin respect pentru părul meu alb. Uitați-vă aici. Poate că ți-aș respecta părul alb. Așa. Înțelegi? Dar nu șapca asta fără prestanță, bă. Așa.
doamne. Ia, copie. Coară aici, fii atent aici. Fii atent, că dacă nu mi se întâmplă ceva dumneata, ești de bine. Știi ce ai făcut acum? Da, da. Știi ce ai făcut acum? Ce ai făcut? Ce ai făcut, domn? Ai atentat la simbolul autorității. Asta ai făcut, să știi. Asta ai făcut. Și eu te rog frumos că sunteți pasibili toți de prevederile sancțiunilor legale. Vă rog frumos. Nu știu ce se inflamează, domnule. Cum se inflamează? Domnule, să nu-ți pleznească. De ce ne ameniți? Și vreau să vă spun că vă dau un exemplu concret și vedeți că m-am liniștit brusc, că putem discuta și normal. Da, domnul administrator ăsta, Nicoară, la blocul de la T30. Ați văzut frumos? Pălărie cu boruri, ca americanii. Ce prestanță! Uite-te și dumneata, ia de are prestanță care are pălărie, nu? Păi da, are pălărie și n-are șapcă. Degeaba e pălărie, domnul Popică, dacă n-ai nimic în capul de sub ea. Te rog eu frumos. Este un apropo, că uite, dacă îți fac așa, nu se sizezi nimic. Dumneata, nu poți să ții în spate blocul cum îl ține, domnul Popică. Și prestați suple că te tot apreci aici, mai fac o față, mai cu spatele. Și eu vreau să vă întreb pe toți, numai pe domnul Popică. Ia treabă-ne, domnul. Ia treabă-ne. Și dacă mă îmbrac așa cum vreți voi, mă, o să veniți la administrație să plătiți întreținerea cu 2 mâine? O să venim. Nu o să venim, că o să te gonim, da, o să te gonim cu amândouă picioarele. Uite așa, dacă n-ai prestanță. Corect, uite așa. Cu amândouă odată, bre. Cum să fac, doamnă, cu amândouă? Păi, dar ce îmi dă voie gravitația? Auziți, domnul Pipidi, ați ajuns dumneavoastră să mă goniți pe mine cu amândouă picioarele? Pe mine, domnul administrator Ciuculete, care eu țin blocul ăsta, uite așa, în spatele meu? Mi-e pare rău că m-am oprit și o să vă arăt eu, ca să știți. Auzi? Dar unde s-o fi dus administratorul, hă? Auzi, te povenești că se întoarce în blungi, cu o pinci și cu pălărie americană. Doamne, Geto, poate să se îmbrace cum vrea, numai să aibă prestanță. Cine ești, brei? Cine sunt, hă? Nu mă recunoașteți după cravată, nu? Stimați colocatari, puneți mâna și ștergeți caricatura asta de pe bloc ca să nu se întâmple altă minune. Dar cine ești, domnule? Sunt administratorul Ciuculete, domnul administrator Ciuculete. Puneți mâna, puneți mâna. Haideți și dumneata, domnul Popică. Și dumneata, domnul, haide, domnul, mă reșeta. Haide, păcați-vă să-și mergeți. Mă rog cu furca de aici. Haide. Poate că mă întorc, nu este totul lună, că nu știu ce se întâmplă. Mamă, te-ați văzut la Ciuculetea ăsta al nostru ce prestanță avea? Domnul Ciuculete, că nu sunteți de-o seamă, da? Mă taci și freacă!